Așteptarea a luat final pentru fanii emisiunii Survivor România. Un nou sezon al concursului din Dominicană o să ia startul curând. Filmările vor începe chiar la începutul anului viitor, însă ProTV vine cu o surpriză de proporții. Se pare că noul sezon o să fie unul diferit, care o să-i reunească pe cei mai buni dintre concurenții fostelor sezoane. Cine sunt cei care au acceptat să se reîntoarcă în Dominicană, scrie CanCan, Survivor România All Stars 2024. Ce concurenți au acceptat să se întoarcă pe insula Dominicană? De data aceasta, unii dintre foștii concurenți se întorc pe traseele din Dominicană și vor încerca, din nou, să își adjudece victoria. Fanii emisiunii Survivor au avut mult de așteptat, însă acum suspansul a luat sfârșit. Este clar că un nou sezon urmează să apară pe micile ecrane, însă acesta nu o să fie unul normal. ProTV pregătește Survivor România All Stars 2024. Ceea ce înseamnă că atât faimoșii, cât și războinicii deja cunoscuți o să reintre în joc și vor încerca, din nou, să pună mâna pe marele premiu. Cine sunt concurenții care au reacceptat provocarea celui mai dur show? Așa cum spuneam, ProTV pregătește un nou sezon al emisiunii Survivor România. Se pare că premiera acestuia o să aibă loc la începutul anului viitor și se anunță multe surprize. De data aceasta, unii dintre foștii concurenți se întorc pe traseele din Dominicană și vor încerca, din nou, să își adjudece victoria, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Filmările pentru show vor debuta la începutul lunii ianuarie, atunci când concurenții o să renunțe la confortul de acasă și vor pleca să trăiască pentru aproape 6 luni în condițiile dure din jungla dominicană. Însă, cum vorbim despre un sezon al Stars, de această dată concurenții nu o să fie surprinși de viața din junglă, căci au mai cunoscut-o și s-au descurcat destul de bine. Așa cum spuneam, ProTV pregătește un nou sezon al emisiunii Survivor România. Se pare că premiera acestuia o să aibă loc la începutul anului viitor și se anunță multe surprize. De data aceasta, unii dintre foștii concurenți se întorc pe traseele din Dominicană și vor încerca, din nou, să își adjudece victoria, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Filmările pentru show vor debuta la începutul lunii ianuarie, atunci când concurenții o să renunțe la confortul de acasă și vor pleca să trăiască pentru aproape 6 luni în condițiile dure din jungla dominicană. Însă, cum vorbim despre un sezon al Stars, de această dată concurenții nu o să fie surprinși de viața din junglă. Căci au mai cunoscut-o și s-au descurcat destul de bine, printre numele care se întorc la Survivor România s-ar numără Culiță Sterp, Jador, Andreea Tonciu, Zanidache, Cătălin Moroșanu, Simona Hapciuc, Iancu Sterp, Mihai și Cătălin Zmărândescu, Alex Delea și Elena Ionescu, potrivit Fanatic.ro. Acestea sunt doar o parte dintre numele care se întorc la Survivor, altele urmând să fie anunțate în curând. Din start, noul sezon Survivor România se anunță unul exploziv, având în vedere numai faptul că Mihai și Cătălin Zmărândescu o să trebuiască să conviețuiască împreună, deși sunt la cuțite. Reamintim că până acum telespectatorii au putut urmări 4 sezoane ale emisiunii Survivor România. Primele 2 au fost difuzate la Canal D, iar câștigătorii au fost Elena Ionescu și Zanidache. Iar ultimele 2 s-au văzut la ProTV și au fost câștigate de Alex Delea și Dan Ursa. Casa Iubirii sezonul 2 este pe final. Deja emisiunea este pe micile ecrane de 9 luni de zile. A venit momentul să înceapă un nou sezon marca Casa Iubirii. Urmează să fie alți concurenți și noi povești de iubire și viață. Se pare că primul sezon a durat doar 9 luni. Însă acest sezon se pare că se tot lungește până de Revelion, deoarece se pare că ratingul este destul de slab și în momentul de față cuplurile scârțâie și nu par reale. Concurenți noi toți sunt aduși pe bandă rulantă în zadar. Andreea Mantea va urma să facă marele anunț pe care îl așteptăm cu toții, potrivit informațiilor primit. Concurenții din Casa Iubirii vor să ia premiul neapărat.
toți se bat între ei, concurenția abia așteaptă să se termine acest sezon, deoarece vor să scape de regulile impuse și de emisiune, dar până la finală concurenții trebuie să continue să se țină de regulamentul impus de emisiunea Casa Iubirii. Din informațiile primite la nicio zi după marea finală, va urma direct al treilea sezon Casa Iubirii. Însă nu vom scăpa de cei vechi și ei vor fi în continuare în noul sezon. Se pare că mini 2 sau chiar 3 vor merge din acest sezon în următorul. Și aceștia vor fi aleși de la finaliști la cei mai votați. Deja este cunoscut despre câștigătorii acestui sezon. Vor fi Bianca și Radu, cei care vor lua marele trofeu și banii. Se pare că Bianca și Radu vor cere producătorilor să-i lanseze în televiziune. Rămâne de văzut și alte detalii în următoarele zile. Te aud ce vorbești, a spus Antoni. Eu italiana o înțeleg și vorbeai cu prietenul tău în vestiar despre Julia. Ai spus niște cuvinte oribil de rele, a dezvăluit Robert. Julia va rămâne surprinsă și șocată de afirmația lui Robert, iar Robert va spune un cuvânt cu care a descris-o Anton pe Julia în convorbirea respectivă. Moment în care toată lumea va fi șocată, iar Andrea Mantia îl va opri din a înșirui jignirile pe care le-a auzit. Catinca va ceda din cauza discuțiilor din casă. Se pare că, de când a început să se apropie de Catinca, Robert simte că toată lumea este împotriva lui și a potențialei sale partenere. Adelin minte, Anton minte. Ionuț, prietenul tău, minte, a spus Andrea Mantia, ce am zis, că dau în toți. Cum adică dau în toți, va exclama Robert, nu știu, am fost acolo, va întreba Andrea Mantia în timpul discuțiilor. Catinca cedează și își spune sieși, nu mai pot, moment în care Andrea Mantia o va auzi și o va întreba ce este în neregulă cu ea, ce nu mai poți. Te-am auzit șoptind, va întreba Andrea Mantia. În gala din Casa Iubirii, Robert va dezvălui că l-a auzit pe Anton vorbind foarte urât despre Julia în vestiar, dar ca să nu-l înțeleagă nimeni a purtat convorbirea în limba italiană, ai spus niște cuvinte oribil de rele. Robert îl acuză pe Anton că a vorbit-o de rău pe Julia. Catinca va izbucni iar în lacrimi în gala emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andrea Mantia și difuzată exclusiv la Canal D. Robert va face dezvăluiri inedite despre Antoni, iar Catinca va ceda din cauza discuțiilor din casă. Robert îl acuză pe Antoni că a vorbit-o de rău pe Julia, ai tras de roată gândindu-te la gala trecută, a întrebat Andrea Mantia. Nu, am tras de roată cu ce se întâmplă în ultimele zile. Ei tot încearcă să mă instige, a spus Robert, vezi că vorbesc în spaniolă și până să vină Adelin, italiana mai seamănă cu spaniola. Din cauza lacrimilor, Catinca nu poate oferi un răspuns, iar Andrea Mantia a întrebat-o dacă se simte deranjată de discuțiile care au loc în timp ce izbucnește în lacrimi. Catinca dă aprobator din cap pentru că se simte deranjată, dar nu poate spune nimic mai mult din cauza lacrimilor. În gala emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Robert va face dezvăluiri despre Antoni. Ce se întâmpla mai departe aflați, 12 noiembrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele ora 16 și ora 19, la Canal D. Andrea Mantia face anunțul. O nouă concurentă va păși în casa băieților. Pentru cine intră aceasta, Elena, noua concurentă, va păși în Casa Iubirii și se va aventura emisiunii. Aceasta vrea o conexiune autentică și vrea să plece acasă împreună cu un băiat. Robert și Cosmin vor avea o mare surpriză când o vor vedea pe Elena, deoarece aceasta intră pentru ambii concurenți. Se pare că aceasta este pe gustul amândurora din ce spun fetele din casă. Elena este studentă, înaltă și cu ochii vezi, părul brunet și este din Constanța. Cosmin și Robert se pare că sunt în topul Elenei, noua concurentă care va păși în Casa Iubirii, noua concurentă în vârstă de 20 și 3 de ani. A fost întrebată dacă se va îndrăgosti de vreun băiat, ce va face.
a spus Ta, de aceea am venit. Se pare că una din calitățile Elenei este sinceritatea, după cum spune ea, și defectul ei cel mai mare este ambiția. Elena mai spune că vrea să-i cunoască pe toți și speră ea că se poate potrivi cu unul din ei, să fie pe aceeași undă și tipar. În ediția 9 noiembrie a emisiunii Casa